Bună și bine v-am regăsit pe canal! Astăzi am un clip cu propții terminate, un clip pe care multe dintre voi îl așteaptă și abia așteptam și eu să-l filmez. Asta este punguța, am scos din ea câteva produse ca să nu se audă foarte tare când fulgnesc aici și am să încep într-o ordine aleatoare și am să vă spun și părerea mea despre produse. Am să încep cu acest set de loțiune de corp și gel de duș. Mi-a plăcut să le folosesc în același timp pentru a maximiza aroma apei de parfum. Am folosit și apa de parfum Always. S-a terminat. Această loțiune de corp este una cu o textură foarte... cu o textură lejeră, se absorbe rapid în piele, însă eu am avut o problemă. Am mai avut și un body soufflé din My Avon Everything, Today, Tomorrow, My Everything. Nu simt că îmi hidratează pielea suficient sau atât de mult cât mi-aș dori eu. Așa că am să le folosesc probabil din nou la vară. Pentru iarnă prefer să folosesc acest unt de corp. Nu neapărat în mod special acesta cu minerale din Marea Moartă, mai sunt câteva cu un deșea și încă unul, nu mai știu acum care, dar prefer să le folosesc pe acesta pe timp de iarnă pentru că îmi hidratează super, super bine pielea, o simt eu hidratată. Din această gamă, Today, Tomorrow, My Everything, am avut și apa de parfum pe care am aruncat-o înainte să mă gândesc să o păstrez. A fost poate prea dulce pentru mine și nu mi-a plăcut atât de mult, dar am terminat-o să nu rămână pe acolo o veșnicie. Bun. N-am păstrat toate gelurile de duș și gelurile intime, dar să știți că noi... Când spun noi, spun atât eu cât și Bogdan, folosim numai geluri de duș de la Avon și gel intim. Este foarte important ca pentru anumite zone ale corpului să folosim o îngrijire specială, cum ar fi gelul intim, pentru că acesta reglează pH-ul zonei și astfel ne ferim de infecții și tot felul de bacterii. Asta este cu extract de bumbac. Este și unul fără parfum și unul cu parfum, cu flori de cireș, cu special pentru adolescente am văzut. Iar gelurile de duș folosim de la cele cremoase, la... Uite, mai am unul, ăsta este un gel de duș forme, cu mandarină și piper negru. Noi suntem niște mâncăcioși ale gelurilor de duș. Și îmi plac foarte mult pentru că curăță, iar cele cu textură cremoasă și hidratează. De la DM, o să iau una. Am tot folosit aceste deodorante care îmi plac foarte mult, odată că nu conțin aluminiu. Asta este cu flori de paradis, oameni, habar n-am. Și ăsta este cu zmeură, iar acesta mi-a plăcut că este și fără alcool și am putut să-l folosesc după epilat, pentru că nu aveam voie să folosesc unul cu alcool ca să nu îmi irite pielea. Mi-a plăcut foarte mult, le-am recumpărat, bine, mi-am luat alte arome, evident, dar mi-au plăcut foarte mult astea. Un alt deodorant fără aluminiu este acesta de la Bourjois, cu aromă de citrice. Aici mai am unul de la Dove, asta este doar fără alcool. Conținut de serul de aluminiu are, dar hai să zicem că nu sunt chiar atât de disperată, pentru că disperată e cuvântul, nu sunt chiar atât de exigentă. Un produs preferat și v-am mai spus și în alte clipuri, sunt șervețelele micelare de la Avon. Sunt foarte bune în momentul în care ajungi obosit acasă și îți este, hai să
să nu zic lenezi, este foarte greu să dai cu demachiat, însă întotdeauna eu, după ce mă demachiez, indiferent că folosesc demachiat, că folosesc loțiune micelară, că folosesc șervețele micelare, am grijă să îmi curăț tenul cu gel de curățare. Musai, deci niciodată nu mă culc doar demachiată cu șervețele micelare, nu? Pentru că apa și săpunul sunt sfinte. Bun, mai am aici o apă termală, ați tot văzut pe contul meu personal că folosesc foarte multă apă termală. Eu o folosesc dimineața după ce mă spăl pe față și seara după ce îmi curăț tenul. Simt eu că este mult mai hidratat dacă folosesc și apă termală. Efectiv, după ce m-am spălat cu gel de curățare, mi-am șters excesul de apă de pe față și apoi dau un fus cu apă termală și apoi aplic crema de seară, crema de zi sau nu știu ce cremă mai aplic eu acolo. Pentru îngrijirea picioarelor am folosit acest tratament de noapte cu lavandă. L-am folosit în combinație cu șosetele pentru hidratare, poți să folosești orice tip de șosetă, nu e mult să-ți folosești acele șosete de la Avon, dar îmi place, mi-a plăcut foarte mult, care are un miros foarte discret, se absorbe relativ repede în piele. Și a doua zi îți simți picioarele super mega extra catifelate. Două alte produse pe care le-am folosit în această vară a fost această loțiune pentru maximizarea bronzului cu beta-caroten, care, de fapt, pe care o recomand cu multă căldură și cu mare drag. Eu mi-am mai comandat una deja. Eu o foloseam și când mergeam la facultate, când începe să bată soarele din mai-iunie și încă mai mergem la școală, mă dădeam pur și simplu pe picioare și pe mâini și plecam la școală, pentru că mergeam pe jos. O să merg pe jos. Și această loțiune răcoritoare cu vitamina C este o loțiune after sun, dar eu o mai foloseam și când stăteam la soare și aveam nevoie de un refresh. Evident, o mascara Volume Extravagant de la Lux este cea neagră, da, it's over. Aici mai am un gomaj sau un scrub de față cu minerale din Marea Moartă, pentru că o dată sau de două ori pe săptămână îmi place să-mi exfoliez tenul și atunci ăsta m-a ajutat foarte mult. Am unul acum cu ulei de argan, sper să nu mă înșel. O aromă foarte preferată mie, pentru că l-am și recumpărat deja. Yves Saint Laurent Black Opium cu piper roz, flori de portocal și vanilie. M-am îndrăgostit de această aromă acum 2 ani și nu cred că o să mă despart nici în următorii 2 de ea. Aici am un exfoliant pentru corp cu zahăr și unt de shea. Așa cum îmi exfoliez tenul, îmi exfoliez și pielea, în special înainte de epilat, ca să pot să scot firele de păr de sub piele. Și mi-a plăcut foarte mult, însă din păcate acesta cu zahăr nu se mai găsește în catalog. Poate mai prind vreo ofertă de reprezentanță, ceva, nu știu. Aici am o loțiune de corp hidratantă de folosit sub duș. Nu prea m-a impresionat. Eu am mai folosit și uleiul care se folosește tot sub duș din gama Planet Spa, cel cu lavandă și cu trandafir, dar evident că m-am descotorosit de ele de vreme înainte și mi-a mai rămas doar ăsta. Nu, mie nu mi-a plăcut atât de mult. Prefer cele două uleiuri din gama Planet Spa. Aici mai am un lapte demachiant de la Bioten pentru ten uscat sau sensibil cu miere și gălbenele. Pentru restul feței mi-a fost bun, însă pentru zona ochilor nu, pentru că simțeam oarecare usturime sau sensibilitate după ce îl foloseam și atunci trebuia să-mi demachiez zona ochilor cu altceva. Dar pentru restul feței a fost ok și mi-a plăcut. Poate nu este ăsta bun pentru mine. Și o cremă de care nu mă voi despărți prea curând, vedeți că eu folosesc până la ultima picătură, este crema anti-imperfecțiuni EFA Clar Duo Plus de la Roche-Posay. Am descoperit-o acum ceva ani când m-am înscris pe net
la o campanie de testare și am primit acasă mostră de cremă de față și gel de curățare, gel de curățare încă nu am terminat. Sigur va fi următorul clip cu produse terminate. Și îmi ține sub control acnea sau monstruleții care vor să-și facă apariția în acea perioadă a lunii, însă eu o folosesc în fiecare zi. Ce îmi place cel mai mult este că în perioada verii, în farmacie o găsesc și pe cea cu factor de protecție, are factor de protecție 30 și atunci nu mai este nevoie să aplic eu 700 de straturi de creme pe față. Asta a fost tot ce am terminat eu mai mult sau mai puțin în ultima perioadă, pentru că de unele mă descoperoseam fără să-mi dau seama că strâng produse pentru a filma acest clip. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre un produs prezentat astăzi, vă rog să-mi scrieți. Și nu uitați să vă abonați canalului meu. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc. Să aveți o zi minunată sau o seară, depinde cât vă uitați. Ciao!